de către Teatrul de Popor Chichilez în Alba Iulia și Consiliul Județean Alba. Mulțumesc domnului președinte Ion Dumitrel pentru prezența constantă pe care o are alături de noi. Nu a lipsit la nicio conferință și la nicio ediție de 12 ani, pentru că împreună facem acest eveniment și vreau să îi mulțumesc foarte mult pentru că susține cultura în județ și în special acest eveniment. Vreau să-i mulțumesc și Cristina Izmadea și din Flaviu Dușa, colegii mei de la compartimentul Secretariat Marketing, Virare Știleagă și colegilor mele de la Consiliul Județean, Pompilia Caselor și Anca Pojar. Ne-am adunat în această dimineață pentru a da poate ultimele detalii înainte de începerea festivalului, care se va deschide luni, 9 octombrie. Și după ce am să las și pe domnul președinte să spună câteva cuvinte, intrăm în câteva detalii pe care vreau să vi le dau și orice altă întrebare pe care doriți să ne adresați. Suntem la cea de-a 12-a ediție pentru acestui festival de teatru, festivalul nostru, și eu cred că este deja de mult timp festivalul iubitorilor de teatru, de cultură din județul Alba, nu numai. Nu știam atunci, acum 12 ani, că o să ajungem atât de departe și sunt convins că dacă 12 ediții au rezistat, vor continua multe, multe altele, pentru că locuitorii județului Alba iubesc teatru și pentru ei am făcut-o. Deci, succes și acestei ediții și o să ne vedem la anul, să spunem, într-un an atât de frumos, în decembrie, la următoarea ediție, a 13-a de anul cu ghinion. Doamne ajută, sperăm să fie cu noroc. Nu știu dacă e bine să spun la început sau la final, împreună cu Consiliul Județean am decis ca de la anul festivalul să se mute în luna mai. Prima zi va fi 7, plus încă 7 zile calculați, 7, 13, parcă. Mâine, anul viitor totul este învățit în jurul celei 13 și ne dorim din tot sufletul să ne fie cu noroc. Lucrul acesta, împreună cu voi care ne ajutați foarte mult să promovăm acest eveniment, o să stabilim când să puteți să și spuneți dacă doriți. Important este să anunțăm lumea cât mai devreme că anul viitor o să mutăm acest eveniment. Revenind la ediția cu numărul 12 de anul acesta, este o ediție de festival structurată pe aceeași construcție pe care a fost conceput acest festival, și anume, în principiu, de a ne adresa tuturor categoriilor de vârstă. Continuăm pe același schelet, ca să spun așa, cu spectacole pentru copii diminețile și spectacole pentru tineri și adulți după mesele. Nu am uitat nici anul acesta atelierele de creație. Anul acesta sunt 3. Unul cu marionete dedicat copiilor cu vârste până în 12 ani și 2 pentru liceeni, cel de teatrologie, în care elevii vor merge și vor viziona cât mai multe evenimente din festival, vor învăța să facă cronici, ca să spunem așa, sau recenzii, și la final vor avea o filă din ziarul festivalului, concepută de către ei, și atelierul de scenografie, dedicat tot elevilor. Anul acesta, împreună cu Universitatea 1 Decembrie, cu voluntarii de acolo, anul acesta avem voluntari și de la licee și de la facultate, de la universitate, vom face și niște chestionare cu câteva întrebări simple, pe care le vom da aproape la fiecare eveniment. Nu le dăm acele cu copii, acolo discutăm cu educatorii. Niște chestionare care să ne mai lămurim noi până alta, cu orele de, în care se întâmplă evenimentele, dacă li se par prea multe sau prea puține evenimente pe zi, și iată câteva întrebări și sperăm ca publicul să fie alături de noi și să ne răspundă la aceste întrebări. Ca în fiecare an, avem și o parte de bilete gratuite dedicate anume persoane. Pentru persoanele, anul acesta avem pentru Direcția de Asistență Socială din Alba, Centrul de Plasament din Blaj și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Galda de Jos. Le oferim niște bilete gratuite la evenimentele pe care și le-au dorit. În măsura în care am putut logistic să ne desfășurăm, în festivalul să aducem și copii din județ la spectacolele dedicate lor. Și anul acesta am adus copii de la, o să ducem de la Daia, Sășcior și Valea Lungă. Ce să vă mai spun? Până în momentul de față, că mi-am notat pe niște hârtiuțe, câte bilete s-au vândut, de unde mi-e
Și am vândut în jur de 3800 de bilete la spectacolele pentru tineri și adulți. Nu avem gratuități, doar gratuități sunt doar pentru voi cei din presă și puținii parteneri și sponsori pe care avem și care au cerut cu bun simț, deci nu au cerut 10 sau 100 de bilete. Eu cred că este o performanță că am vândut deja 3800 de bilete. Sunt pentru puținele evenimente care vin de bilete și pentru echipa noastră cred că a fost o performanță și anul ăsta și preconizăm în jur de 2500 de copii organizați din școli și grădinițe pe parcursul, săptămânii în spectacolele dedicate lor. Dacă doriți acum să mă întrebați, eu vă răspund la orice întrebare doriți. Sunt câteva spectacole cu casa închisă, cum ne place nouă să spunem, și anume a 12-a noapte a Teatrului Metropolis, Soldatul de Ciocolată, Teatrul Odeon, Amantul, Teatrul Evreiesc și All Inclusive. Spectacolul în regia lui Vlad Zanfirescu cu Marius Manole, Medea Marinescu, Vlad Zanfirescu joacă în spectacol. Da, cam astăzi cu sala închisă și o scrisoare pierdută. Spectacolul Teatrului Național din Târgu Mureș și acela s-a vândut foarte bine și, în general, majoritatea spectacolelor. Cam fiecare an, atracția a fost numele cunoscute, să spunem așa, și se pare că asta este rețeta de succes a acestui festival, făcut până la urmă pentru locuitorii orașului și ai județului. Deci, consecința, numai că sunt bilete. La acestea mai sunt. La celelalte mai sunt, dar destul de puține. Stările în general sunt bine, repet, notorietatea își alocă locul ca în fiecare an și lumea dorește să meargă să vadă nume cunoscute. Și Furtuna, spectacolul Teatrului Colibri, în care joacă domnul Marcel Iureș, s-a mândut destul de bine. Îmi dau seama că notorietatea contează în continuare, pentru că în momentul în care aflau că Marcel Iureș joacă în spectacol, se și cumpăra biletul automat. Noi în continuare încercăm și dorim să atragem publicul și către spectacolele în care poate un nume nu le spune neapărat ceva. Asta nu înseamnă că spectacolele nu sunt de calitate, ele sunt foarte bune. Atracția spre zona spectacolelor din străinătate este în continuare nu foarte mare, de aceea nici nu avem o paletă foarte largă de spectacole din străinătate. Avem anul acesta din Bulgaria, din Italia, din Franța și Republica Moldova. Ne-am dus și către copii cu spectacolele din străinătate. Ele sunt foarte frumoase, dar nu merg așa cum mi-aș dori eu. Deși am un bagaj foarte mare de spectacole văzute în străinătate care ar merita să vină la Alba Iulia, dar mai mult decât sunt acum, nu, deocamdată nu merită să le aducem, pentru că ele sunt foarte scumpe. Oamenii aceia vin de departe, sunt scumpe pentru că necesită și niște bilete de avion când îi aduci și ei sunt obișnuiți să joace la niște săli mari și pline și mi-ar fi, nu știu cum sinceră, să fiu să-i aduc și să nu fie lumea așa cum mi-aș dori eu. Dar este greu de multe ori să-i aduci în sală, pentru că imediat ce au văzut spectacolul, sunt convinsă că le place. Dar există această reținere în a cumpăra bilete la spectacolele unde nu li se pare lor ceva cunoscut. Cred că foarte importantă este și latura lansărilor de carte în acest festival. Anul acesta vom avea 8. Domnul Ion Dichiseanu va veni la Alba Iulia cu o lansare de carte, Olga Delea Mateescu. Cred că sunt foarte importante și v-aș ruga să le promovați și pe acestea, pentru că dau atmosfera festivalului. Dialogurile lui Cătălin Ștefănescu și al lui Marcel Iureș, iarăși cred că este un moment foarte frumos, pe care am observat că lumea îl așteaptă. Munteiconul este o locație pe care vă rog să mă ajutați să o promovăm unde se află, pentru că ne-a fost foarte greu să spunem că este lângă spitalul de nebun, putem să punem acest lucru pe un afiș. Și atunci am dat și noi o repet piața Tricolorului, o să fim ajutați de către voluntarii să stea undeva în stradă și să invite lumea. Cele două expoziții pe care le vom vernisa în prima zi a festivalului, și anume expoziția Atitudini, o expoziție de fotografie cu fotografii de pe parcursul spectacolelor în care a jucat Marcel Iureș,
Marcel va fi prezent la vernisajul acestei expoziții. Este o expoziție produsă de către FNT pentru ediția de anul trecut. Eu am văzut anul trecut la FNT și mă bucur foarte mult că am reușit să o aducem. Și astfel avem doi parteneri importanți în festival anul acesta, așa numai FNT și Uniter. Uniter are un program în care finanțează proiecte în țară și noi am câștigat o finanțare de la ei anul acesta pe proiectul Festivalului Internațional de Teatru. Este o finanțare de 8.000 de lei, dar ei nu dau mai mult de 10.000. Deci 10.000 a fost cea mai mare sumă pe care au dat-o la festivalul, parcă un pic mai mari. Vreo două, cred că suntem cu 8.000 ca și proiecte și până mai sunt cu 3.000, cu 6.000 de lei. Și anul acesta suntem și cu sprijinul Uniter și ne bucurăm foarte mult că pe afiș avem genul acesta de parteneri. Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București vine anul acesta cu expoziția de costume Comedia de la Arte, proiectul Colombina. Și vreau să vă spun că este un proiect gândit pentru Alba. Doamna profesor Ștefania Cenan, împreună cu studentele de la scenografie, au fost foarte încântate de ce s-a întâmplat anul trecut când au venit cu acea expoziție de costume elisabetane pe care au făcut-o pentru Festivalul Shakespeare de anul trecut, de la Craiova. Expoziția eu am văzut-o acolo și au venit la Albaia și s-au simțit foarte bine, le-a plăcut foarte mult ce se întâmplă în acest festival și mi-au propus acest proiect Colombina. Și m-am bucurat foarte mult și anul acesta mi-a și zis, oare la anul ce facem? Și am zis, pe la anul nu știu, că ne mutăm în mai. Zice, lasă că e foarte bine că în aprilie suntem la Festivalul Shakespeare de la Craiova și sigur mergem acolo cu o expoziție frumoasă și atunci o să o aducem și la Albaia. Dacă mai doriți să mă întrebați ceva... Care este motivul pentru care se mută festivalul în mai? Motivul este unul obiectiv. Unul pe care eu l-am constatat împreună cu echipa cu care lucrăm la acest festival. Invitațiile automat eu le fac în luna ianuarie. Eu merg și văd spectacole și în luna ianuarie, februarie încep cu invitațiile. Și trebuie să recunosc că teatrele și companiile din țară se organizează un pic mai greu. Și răspunsul este tot înapoi, până în octombrie mai este. Și începe nebunia stresului de a-i convinge că nu mai este chiar atât de mult până în octombrie, pentru că există acele luni de vară, iunie, iulie, august, septembrie, pe care le scapă din vizor. Iar noi în septembrie ieșim cu promovarea festivalului și există o derulare pe foarte multe luni, când ea se poate comasa în doar câteva, ca să putem să ne organizăm mai bine, să nu pierdem timp. Plus că ajută foarte mult la organizarea întregii activități a teatrului, pentru că noi așa stăm aproape un an de zile doar pentru festivalul ăsta și noi mai avem și alte lucruri de făcut. În general, în octombrie, septembrie-octombrie încep stagiunile. Toți sunt ocupați cu stagiuni, cu premierele care ies noi în teatre și în companii. Și atunci m-am gândit că este mult mai bine pentru organizarea acestui eveniment să-l mutăm în mai, pentru ca să nu mai avem aceste luni de vară pe care noi ne le petrecem oricum în teatru, pentru că tot timpul așteptăm să mai vină cineva din concediu să ne mai dea o informație și se prelungește foarte mult agonia și considerăm că ne va fi mai greu acum ediția aceasta, că va fi mai din scurt. Voi avea câteva luni la dispoziție împreună cu echipa să-l organizăm, dar o să reușim să facem lucrul acesta și consider că din punct de vedere organizatoric ar merge mult mai bine în mai. Pentru că e perioada aceasta în care toate teatrele scot premiere, repet, își deschide stagiuni, toți sunt agitați, nu-ți mai răspund la telefoane, uite să-ți trimite informație, o informație sau alta, dacă îți asigur un spectacol că vine în februarie, te trezești în iunie că nu mai vine. Și atunci au mai puține luni la dispoziție în care își cam știu programul. Din ianuarie, februarie până în mai, cu siguranță știi mult mai multe decât știi până în octombrie. Asta este clar. Deci acestea... Da, și vreau să rămân. Vreau să rămân în mai. M-am uitat puțin și la festivalurile din țară. Ele încep în a doua jumătate a lunii mai. Și atunci mă pot organiza în perioada asta de 7-13, cum va fi la anul, să sperăm cu noroc și să sperăm că reușesc să mai văd un calup bun de spectacole. O să chiar merg după festivalul nostru la Festivalul Național de Teatru. Acolo sunt niște selecții foarte frumoase și foarte bune. Și să văd mai multe spectacole. Îmi pare rău că în festivalul de la Alba Iulia predomină, îmi pare rău, cu ghilimele de rigoare, până la urmă înțeleg că eu am făcut-o, dar mi-aș dori să aduc mai multe spectacole din țară. Să știți că sunt foarte multe spectacole bune la teatrele din țară, nu doar la cele din București. Și cum spunea și Rareș și mai de mult, bătaia în București, când vine FNT-ul, este spectacolele din țară, nu pe cele din București. Dar asta își dorește din apa, cărora ne adresăm. Te gândești și la o pondere mai mare a spectacolului de stradă, având în vedere că mutați în mai?
Sau mă gândesc că ăsta ar fi un motiv? Ar fi un motiv și acesta, dar e cu risc, totuși luna mai. E cu risc, totuși luna mai. Nu cred că e atât de cald încât să ne permitem să facem și acesta. Așa a fost conceput din dor, cu sălile pe care le avem. Să știți că mai mult de evenimente decât sunt în program, nu ai cum să faci. Noi mergem pe două săli până la urmă, nu anul viitor, peste 2 ani vom avea 3. Revine în situația sălilor și sala Teatrului de Popor Pichindel, unde se întâmplă lucruri foarte frumoase. Dar mai mult de două spectacole pe zi pe o sală este imposibil să faci, pentru că toată lumea vrea să monteze în niște ore și programul este gândit de așa natură cât să ai timp să și montezi. Pentru că nu pot să vină să își pună două reflectoare și să înceapă spectacolul. Și așa ca o bucurie a mea, m-am bucurat foarte mult pentru că s-a potrivit să deschidem a 12-a ediție cu a 12-a noapte spectacolul Teatrului Metropolis, pe care vi-l recomand cu mare drag. Este foarte frumos. Direcția de scenă Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grant. Este un spectacol deosebit. Teatrul Metropolis are o trupă foarte bună și cred că o să placă foarte mult publicului în Albania. La fel ca toate celelalte evenimente de altfel. Am mai avut încercări cu acea prefață, pentru că atunci eram cumva desprinși de festival și comasam toată echipa și toată logistica, dar am renunțat la prefață pentru că am dezvoltat festivalul pe o săptămână, ceea ce eu zic că este foarte mult. Să știți, puține festivaluri în țară țin o săptămână. Deci n-am să vă dau prea multe exemple, lăsând la o parte ce se întâmplă la Sibiu. În general, festivalul țin cam 3-4 zile și am renunțat la acea prefață pentru a face o săptămână întreagă de teatru. Ideea de a juca și în județ nu este una rea, dar deocamdată atât ne putem permite logistic și cu oamenii pe care îi avem și cu partea de lumină pe care o avem. Ai nevoie de o forță mai mare de oameni și poate și de bani până la urmă ca să poți să te extinzi și în județ. Sau putem să facem un al doilea festival și pentru județ. Ar fi o variantă. Este foarte greu să comasezi oamenii când este atât de plin orașul cu evenimente, să poți să rupi din ei, să meargă și să se întâmple și la... Pentru că dacă se zice că ai avea un spectacol la Plaj sau la Tebeș sau la Iu sau la Teușul care din localitățile acestea, ar fi bine să ai mai multe evenimente, că dacă tot duci niște lumini și niște sunet acolo, nu merită să duci numai pentru un spectacol și atunci este foarte greu. Deci nu avem oameni, nu avem cum să ne descurcăm să facem lucrul acesta. Festivalul al județului, dar municipiului. E adevărat, dar am zis, facem să mai facem o săptămână după anul, eu le-o facem și pentru județ. 4 miliarde jumate, cam în fiecare, cam mai plus minus. Foarte puțin. Încercăm să ne cadăm în banii aceștia. Eu știu că este o performanță ca în banii aceștia să facem un eveniment de genul acesta cu sute de invitați în jur de 300 și 400 se alună. Oare prețul biletelor este la fel ca și anul trecut? Da. Și s-ar putea de la anul să poate să numărim copii de un leu sau doi. Adică 18 lei să fie 20 de lei, să ne mai vorbăm la casă. Eu și ei rest. Dar nu foarte mult. Pentru biletului este unul mic, el nu are nicio legătură cu valoarea fiecărui eveniment în parte. Este clar că nu. Dar evenimentul fiind finanțat și subvenționat, atunci am încercat să facem acest lucru pentru ca toată lumea care dorește să vină la spectacole să poată să-și permită și, în general, ei când vin cam la tot. Puțin sunt care vin la un spectacol sau două. În general, vin la aproape toate. Atunci, trebuie să-i ajutăm. Oare prețul biletului este și motivul pentru care în timpul anului albaiului nu merg la teatru? Că sălile sunt cam goale. Dacă vine un spectacol și prețul biletului 70 de lei, se și amână. Eu nu știu care e problema și...
Pe noi ne dezavantajează foarte mult faptul că în timpul anului nu se întâmplă nimic, asta mai spus oricum de fiecare dată, nu știu cine aude, nu știu cine ar trebui să audă sau nu știu ce ar trebui să se întâmple, dar eu v-am zis că de fiecare dată de multe ori o luăm de la capăt, pentru că lumea are un rit de viață în timpul anului. Ei și-au făcut, își organizează timpul în funcție de ceea ce se întâmplă în Alba și nu prea se întâmplă, da? Și atunci ei merg după mesele cu copiii la bazin, la not, la tenis, la... Și de multe ori am reacția asta, păi nu pot să vin că are tenis copilul. Și până își dă seama că de fapt poți să renunți la o zi de tenis, pentru că festivalul ăsta e o săptămână, trebuie festivalul. Și zice, a, da, păi da, că uite că nu m-am organizat. Ei au ritmul lor și foarte greu îi scoți. Dacă am avea o stagiune permanentă, să știe lumea, domnule, lunea, miercurea, joia și duminica, mergem și vedem. C-o fi teatru, c-o fi concert, c-o fi filarmonică, c-o fi ceva. Deci, credeți-mă, este foarte greu. Și performanța pe care o fac nu trebuie să-mi ridicați mie statuie, nu că o fac eu. Dar ca idee să înțelegeți că este foarte greu să faci acest eveniment, să vinzi bilete după o vară întreagă în care sunt numai evenimente gratuite, lumea, să zicem că s-a dus, s-a distrat, a văzut ceva, ce zicea, vine festivalul de teatru, unii vin, unii nu. Deci este foarte greu să faci lucrurile astea. Și nu avem o regularitate în a merge la un spectacol, repede, fie el concert, se știe, domne, da, sâmbăta, în fiecare sâmbătă, în albă, este un concert. Măcar lumea știe că sâmbăta e obișnuit să meargă undeva, în zona de spectacol. Și așa vine și la mine la festival. Sau miercurea, sau lunea. Apoi vin așa, din haști în paști, un spectacol, care vorba ta, poate să fie și biletul scump, sau are lunea copilul șah, sau... Și uite așa se anulează și vin eu cu 40 de evenimente într-o săptămână, din care jumătate sunt cu bilet și nu e în regulă, sincer nu e în regulă. Dar noi ne ținem pe poziții, nu lăsăm de parte pe